Bine v-am găsit la mijlocul săptămânii, cu o zi de ieri care era să intre în istorie. Bitcoin mai avea nevoie doar de câteva sute de dolari și făcea un nou maxim istoric. Nu este nicio problemă, piața în continuare arată foarte bine și vreau să o analizăm puțin, iar pe lângă asta am pregătit pentru voi un subiect foarte interesant. Mai exact, de ce consider eu că proiectele noi au șanse mult mai mari de reușită decât cele vechi. Am pregătit mai multe lucruri pe care vreau să vi le arăt astăzi și vă rog, la finalul videoclipului, după ce îl vizionați, să-mi spuneți într-un comentariu ce părere aveți, dacă este utilă teoria mea sau dacă nu este utilă. Vreau să-mi spuneți ce credeți voi. Nu uita să lași un like la acest videoclip, în descriere găsești mai multe linkuri pe care le poți folosi și o să ai parte de niște bonusuri pe Binance, pe Bybit și așa mai departe, dar hai să nu mai pierdem timpul. Începem foarte scurt pe Bitcoin. În momentul acesta este la 72.300 de dolari. Haideți să vedem până la ce preț a ajuns ieri. Deci punem aici și vedem că prețul Bitcoin a fost de 73.637 de dolari, de unde a avut parte de un mic dump. Dacă mergem foarte rapid la începutul anului, în 14 martie Bitcoin atingea 73.800 de dolari și ăsta a fost all-time high-ul. Să țineți cont că încă nebunia n-a început, vă spun și de ce. Oamenii adoră să cumpere și chiar atunci ei parcă sunt mai atrași de piața cripto, parcă sunt mai atrași de orice atunci când atinge un nou maxim istoric. Asta nu s-a întâmplat ieri. Mai avem puțin de așteptat pentru asta, dar per total este super bullish. Dacă mergem la începutul graficului, de fapt, dacă mergem în prezent, ce vedem? Ieri, după ce a atins această valoare de 73.600, am avut parte de un dump. Ziua de astăzi a început undeva la 72.700, a scăzut până la 71.400, dar totuși partea bună este că au apărut cumpărătorii. Deci există persoane interesate să cumpere Bitcoin și la aceste valori. S-ar putea într-un fel sau altul să aibă legătură și cu ETF-urile Bitcoin Spot. Vedeți că doar pe ziua de ieri s-au cumpărat Bitcoin prin aceste ETF-uri de 827 de milioane de dolari. O sumă destul de mare dacă mă întrebați pe mine, dar totuși, eu per total sunt mulțumit că n-am văzut o mișcare agresivă în partea de jos. Era rău dacă scădea sub 70.000 de dolari, dar per total în momentul acesta pot spune că Bitcoin arată super bine. Chiar și piața cripto arată puțin mai bine. Dominanța a avut și ea un drop de la 60%, chiar atins 60% ieri. Următoarele targeturi ar putea să fie 61-62, dar rămâne de văzut. Important este că în momentul acesta vedem un dump și pe dominanță. Îmi place ce văd și pe Ethereum, depășește în final după mult timp 2700 de dolari. Dacă reușește să țină această zonă și nu scade din nou sub 2700, în următoarea perioadă poate să vină să testeze această zonă de rezistență dintre 2800-2900 de dolari. Prima dată rămâne valabil ceea ce am spus, avem nevoie de un Bitcoin peste all-time high, ca oamenii să se înghesuie să cumpere, avem nevoie să mai miște și Ethereum, măcar peste 3000 de dolari și cred eu că stă pe tavă acel altcoin season pe care îl așteptăm cu toții. Să țineți vă rog cont că informațiile prezentate nu reprezintă sfaturi financiare, este pur și simplu părerea mea. Acum pentru ce o să discutăm în continuare, trebuie să vedem acest grafic de total 3, adică toate altcoinurile fără Bitcoin și Ethereum. Se vede clar cum pentru o lungă perioadă de timp din martie, trendul era unul descendent. Nu reușea să spargă nici cum această linie de trend. De ceva timp a reușit să o spargă și pare că stăm pe un trend ascendent. Cel puțin asta văd eu în momentul de față. Este important acest grafic pentru discuția pe care o să avem legată de proiectele noi versus proiectele vechi. Am găsit un lucru interesant sau cel puțin mie mi se pare interesant și sunt curios care este și părerea voastră. Dar înainte mai am două anunțuri de făcut. Vedeți că pe Bybit urmează un nou launch pool chiar în 31 octombrie. Puteți folosi USDT sau MNT să farmați tokenul Smile gratuit. Începe în data de 31 octombrie, absolut toate detaliile le găsiți aici și mai jos, aici găsiți oferta pentru utilizatorii noi, cei care își fac cont folosind acest link și depun minim 100 de dolari în primele 7 zile, o să primească o poziție de 500 de dolari, long sau short. Avem și un nou airdrop pe Telegram, se numește Pause, doar te înscrii folosind acest link și o să primești niște puncte. Probabil o să fie și ceva task-uri pe acolo, dar pe măsură ce apar informații noi, o să vă anunț. Dacă vreți să participați, intrați pe Twitter sau pe Telegram. Linkurile sunt în descriere și o să găsiți postările. Ok, în special acum vreau să discutăm, să vă spun de ce consider că este o posibilitate mult mai bună ca proiectele noi să crească decât cele vechi. Deci, am putea să luăm
două proiecte, unul nou, unul vechi și să vă explic exact la ce m-am gândit. Deci, în primul rând, hai să zicem că luăm Cardano. Este o monedă destul de veche și mulți oameni, în momentul când se uită la o monedă, două secunde să se încarce pagina și vă arăt, se uită aici la FDV. Acesta este Fully Diluted Value. Mai exact, cât ar fi market cap-ul dacă toți tokenii ar intra în circulație la proiectul respectiv. În cazul nostru, ADA are 45 de miliarde de token total supply și în circulație sunt 35. Market cap-ul este foarte aproape de FDV. 12 miliarde market cap și FDV-ul de 15.98, adică 16 miliarde, hai să rotunjim. Mulți oameni spun că este mai bine să alegi proiecte de genul acesta cu un market cap foarte asemănător cu FDV. Însă, dacă privești într-un alt mod, s-ar putea să nu fie chiar așa. Adică, gândește-te la un proiect cripto ca la o căruță. Tu, atunci când investești într-un proiect cripto, intri și tu în căruța respectivă și cu cât sunt mai mulți tokeni în circulație și cu cât sunt mai mulți oameni investiți acolo, căruța este foarte plină. În momentul în care vrea cineva să vină să tragă căruța respectivă, adică să crească prețul, atunci când sunt foarte mulți holderi, market cap-ul este și el mare, crede-mă că este foarte greu să facă ca prețul să crească. Adică Cardano să facă 2x are nevoie să ajungă la 24 sau aproape 25 de miliarde market cap. Au și mulți token în circulație și acum putem să luăm un alt exemplu. Vreau să iau Sui pentru că performează foarte bine în ultima perioadă. Și aici vedem un exemplu în care FDV-ul este foarte mare față de market cap. FDV-ul este la 20 de miliarde și market cap-ul este la 5,5 miliarde. Ei bine, aici nici nu sunt atât de mulți holderi și la ce ar mai trebui să te uiți? Pentru că te uiți aici și vezi că 2,7 miliarde de token SUI sunt în piață, 27% din total supply, care este de 10 miliarde, și spui că o să omoare prețul în momentul în care o să intre tokenii aceia în piață. Da, se poate să se întâmple asta, însă ar mai trebui să ții cont de două lucruri. Suntem în momentul acesta pe o piață care crește? Teoretic, suntem. Te uiți pe total 3 și vezi că altcoinurile sunt pe un trend ascendent. Poți să trasezi aici așa un trend, două secunde. Zicem de aici, trasăm foarte rapid un trend. Înțelegeți voi? Trendul ascendent există. Ne așteptăm pe finalul anului sau pe anul viitor prețurile să crească? Da, ne așteptăm ca prețurile să crească. În momentul în care vezi că suntem pe o piață de genul acesta și altcoinurile tot scad în continuu, atunci nu este o idee bună să alegi monede cu market cap mic și FDV mare. Dar în momentul în care suntem pe o piață ascendentă, poți să iei în calcul să acumulezi monede de genul acesta, sau cel puțin eu iau în calcul. Am și monede noi în portofoliu și în ultima perioadă tot monede noi aleg. Ai mai putea să ții cont de un alt lucru care este foarte important. Primul a fost să te uiți să vezi dacă este o piață ascendentă. Din punctul meu de vedere este. În al doilea rând, te uiți la token unlocks. Câți token se deblochează în următoarea perioadă? Și te uiți aici. Nu există deblocări mari, sunt doar deblocări lineare. Undeva 0,82. 0,82. Deci se deblochează în fiecare lună câte puțin. Ideea care este? Nu sunt deblocări foarte mari pe SUI. Avem deblocări mici care se fac într-un mod liniar în fiecare lună și aceste deblocări mici, în momentul în care noi suntem într-o piață favorabilă sau bullish, atunci s-ar putea să fie înghițite de piață, prețul să continue să tot crească de la lună la lună dacă apar cumpărători. Înțelegeți? Eu unul așa zic. Dacă proiectul se încadrează în acest, cum să spun, pattern pe care vi l-am spus înainte, are un market cap mult mai mic decât FDV. Asta înseamnă că trebuie să intre multe monede în circulație. Te poți uita în următorul an câte monede intră în circulație. Dacă nu intră foarte multe monede, atunci acesta este un lucru destul de bun și proiectul acela poate să fie acumulat. Pe lângă asta, dacă suntem pe o piață unde noi așteptăm ca prețurile să crească, la fel, proiectul poate să fie acumulat. De exemplu, spunem tu sincer, dacă ar fi să alegi dintre Cardano și SUI, care crezi tu că poate să crească mai mult? Eu unul tind să merg pe SUI, nu știu, este alegerea mea, dar sunt curios voi ce părere aveți despre acest lucru. Adică nu mi se pare neapărat un lucru rău când vezi aici că proiectul
o să urmeze să aibă deblocări, pentru că acele deblocări într-o piață bullish pot să fie absorbite de piață foarte ușor. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final. Eu am fost Gabriel. Spuneți-mi într-un comentariu gândurile voastre despre acest lucru. Dacă cineva își dorește să susțină canalul, să aibă acces la niște beneficii extra, se poate alătura ca membru apăsând pe butonul Join. Eu am fost Gabriel, vă doresc o zi faină și noi ne auzim data viitoare. Ciao! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.